Clarieșul Turda este o echipă de tradiție în fotbalul românesc. Fotbalul mic este capabil de povești mari. Au trecut 56 de ani de când Clarieșul Turda câștiga Cupa României, dar povestea acelor tineri care au reușit imposibilul rămâne captivantă chiar și după mai bine de jumătate de secol. Unul dintre artizanii acestei performanțe este prezent și astăzi în tribunele terenului central din complexul sportiv Arieșul. Este vorba despre domnul Ioan Onacă, component al echipei câștigătoare a Cupei României. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru că ați contribuit la cea mai mare performanță a fotbalului turdean și vă mulțumim că faceți în continuare cinste orașului pe care îl reprezentați și în care ați ales să trăiți. Pentru noi este o onoare că suntem contemporani cu dumneavoastră. Vă dorim multă sănătate și să rămâneți în continuare alături de fotbalul turdean. Doamnelor și domnilor, se aplaudăm pe cei care astăzi apără culorile alb și roșu și luptă pentru promovarea echipei noastre în Liga a 3-a de fotbal. Hai Turda! Hai Arieșul! Iată așadar și componența celor două formații. Începem cu echipa oaspete, Unirea Mirșit, reprezentanta județului Sălaj, cu numărul 1 Vlad Muscan, numărul 97 Vlad Tohat, 18 Radu Plaga, 6 Ionuț Plaga, 80 Radu Iliese, 7 Răzvan Sapou, 8 Tot Caroli, 11 Marcel Mureșan, 23 Bogdan Ceaca, 87 Ivan Moior și cu numărul 10 Ciprian Pavel, rezerve Bode, Colciar, Dantoni, Marius Croza și Sestraș. Antrenor principal Mihai Bode, secund Florin Pop. Acum Sticla, Arieșul, Turda! În poartă cu numărul 44, Andrei Ursu. Jucător de când cu numărul 4, Marius Ionescu. 15, Simeon Cocoară, capitan. 17, Victor Soporan. 20, Valentin Marcu. 18, Cristian Palioca. 8, Alexandru Savu. 11, Rareș Pituleanu. Numărul 2, Adrian David. 10, Florin Dan. Și cu numărul 11, Adrian Chișu. Rezerve pentru postul de portar, Marcel Lăcătuș. Jucători de când Prareș Moldovan, Lucian Mărie, Ștefan Silaghi, Andrei Biriș, Adelin Rus și George Mână. Antrenor principal Artur Potar, antrenor secund Andrei Noi. Jocul de astăzi va fi condus la centru de Cristian Codrea, Petre Asistenț, Ionut Soporan și Daniel Dar, toți trei din Baia Mare. Stadionul municipal din Turda este pregătit după 5 ani de cel mai important meci al Turzii. Arieșul Turda este în fața promovării în Liga a 3-a. Singurul obstacol care mai stă în calea acestui progres pentru Turda este Unirea Mirșit, campioana județului Sălaj. O echipă care vine la Turda să-și vândă scump pielea. Au declarat și în presa locală din Sălaj, cât și în presa din Turda, că își vor vinde scump pielea aici, vor veni să câștige, de ce nu, și un egal, iar mulțumi, obiectivul lor fiind amânarea deciziei asupra echipei care promovează în Liga 3-a pentru săptămâna viitoare. Să vă prezint și cele două echipe. Începem, bineînțeles, cu oaspeții antrenați de Mihai Bode, în parte numărul 1 Vlad Muscan, 2 Vlad Tohat, 6 capitanul echipei Ionuț Blaga, 18 Radu Blaga, 80 Raul Iliese, 7 Răzvan Sabou, 8 Caroli Tot, 11 Marcel Mureșan, 87 Ișvan Maior, 23 Bogdan Ceaca și cu numărul 10 cel mai periculos jucător al echipei din Mirșid, Ciprian Pavel. De partea cealaltă, Turda, un prim 11, deja clasic, în poartă e Andrei Uțu, pe linia de fund Marius Ionescu, Simi Cocoară, Victor Soporan și Valentin Marcu. La mijloc, Rareș Bituleanu, Cristi Palioca, Alex Savu și Florin Dan. În față, un cuplu care a marcat în total 43 de goluri în Liga a 4-a, Adrian Chișu și Adrian David. Partida este condusă la centru de Cristian Codrea, ajutat la cele două tușe de Ionuț Soponar și Daniel Lar, toți trei din Baia Mare. Observatori sunt Cristian China din Baia Mare și domnul Vasile Bordaș din Târgu Mureș. E o atmosferă
de meci mare la Turda. Le e dor turdenilor de un meci de fotbal cu miză și acest lucru se vede în tribună, chiar dacă tribuna din plan deportat este goală. Aici din zona de unde filmăm noi, tribuna oficială a stadionului municipal din Turda este plină și încă continuă să vină lumea la stadion. Prima posesie va aparține formației antrenate de Artur Podar. De partea cealaltă, cel care se ocupă de pregătirea formației din Mircid este Mihai Bode, un cunoscut jucător de mini-fotbal în zona Sălajului. De altfel, mai mulți jucători de ai Unirii Mircid evoluează pentru Diaguar Divino. Cei care urmăresc mini-fotbalul regional și național cu siguranță au zis de această echipă și în acest moment începe partida dintre Areșul Turda și Unirea Mircid. Galeria turdeană prezentă și la această partidă, o galerie care ne-a obișnuit cu prezențe atât la meciurile de handbal ale Potaisei, cât și la meciurile de fotbal ale Areșului, în special de pe teren propriu. Bineînțeles, nu lipsește nici Adrian Ularu, suporterul numărul 1 al Turzii. Prima posesie pentru echipa lui Artur Podar, o pasă pentru Adrian David pe partea stângă. Talonat acolo David de Radu Blaga și va fi repunere de la margine pentru Arieșul. Bitoleanu, Cristi Paleoca junior, venit de la Unirea Triteni în această iarnă. Din nou Radeș Bitoleanu încearcă să treacă, blocat încă o dată de același Radu Blaga. Turda își dezvoltă foarte bine acțiunile pe părțile laterale ale terenului. Un șut acum de la marginea cadrului mare a lui Cristi Paleoca pe lângă poarta lui Vlad Muscan. Vă spuneam, Turda este extrem de periculoasă pe flancuri, acolo unde Florin Dan și Rareș Bitoleanu sunt ajutați constant de Marius Ionescu și Valentin Marcu, doi dintre cei mai buni fundași laterali din Liga a 4-a județului Cluj. Respinge același Cristi Paleoca. Radu Iliese din prima ceaca. Ciprian Pavel, talonat foarte bine de Paleoca, scapă balonul în afara terenului golgheterul echipei din Mircid. Bitoleanu încearcă o pasă pe partea dreaptă pentru Chișu, cel mai experimentat jucător din lotul echipei turdene, Adrian Chișu, un jucător care a trecut și pe la FC Botoșani în Liga 1. Alex Savu, faultat acolo de Caroli Tot. Savu este probabil cel mai cunoscut jucător din Turda, evoluează de la 17 ani pentru echipele turdene. A evoluat și în Liga 2, și în Liga 3 și iată a revenit alături de colegii săi să pună umărul la revenirea fotbalului turdean, cel puțin în Liga 3. Ionescu încearcă din prima pentru Florin Dan, golgheterul echipei în Liga 4 cu 33 de goluri marcate în cele 30 de etape disputate. Degajează acum Ionuț Blaga, direct însă în afara terenului. Din nou Ionescu. Chișu aglomerează deocamdată bine, cede la Mircid zona unde se află balonul. Intrare corectă a lui Radu Blaga și va fi repunere din 6 metri pentru Muscan. Au trecut deja 3 minute din această partidă. Pentru cei care nu au văzut partida de astăzi de la Cupa Mondială, Argentina a terminat la egalitate 1-1 cu Islanda. De asemenea, vă voi ține la curent în repriza a doua și cu scorul partidei dintre Danemarca și Peru. Meci programat la ora 19. Revenim aici pe stadionul municipal din Turda. Posesie pentru cei de la Unirea Mircid. Primele 10 minute sunt extrem de importante pentru cei de la Unirea. Turda are o forță teribilă, respectând bineînțeles proporțiile Ligii a 4-a. Are o forță, vă spuneam, teribilă în primele 10-15 minute, când reușește să marcheze în aproximativ 80% dintre partide. Ne amintim și partida de luni din finala cupei cu FC Bonțida,
când Turda a marcat chiar în minutul 1 singurul gol al partidei. A scris atunci în urma unui corner Adrian David. Respingere bună acum a lui Marius Ionescu. Nu se complică jucătorul venit în această iarnă de la Universitatea Cluj. Radu Iliese joacă în spate cu Blaga. Trimite în spate pentru Muscan. Coboară în pressing Adrian Chișu. Ionuț Blaga. Ionescu pune bine piciorul. Savu, Paleoca, Chișu, Iuțesc faza, cede la Turda, Radeș Pituleanu. Pasă pe stânga, David. Are un șut bun de la distanță, David trage să pe lângă poarta lui Vlad Muscan. Ne reamintim golul marcat de Adrian David în partida din sezonul trecut, disputată tot aici pe Municipal. O victorie, un rezultat de egalitate atunci cu Universitatea Cluj, încheiat 2-2. A deschis atunci Adrian David scorul cu un astfel de șut de la 20 de metri de poarta Universității. Puțin lateral stânga. Din nou David, foarte activ vârful turdean, Chișu. Se așteaptă multe de la Adrian Chișu în această partidă și de la Florin Dan. Iată, încearcă o combinație, cei doi încă nu și-au intrat în mână golgheterii formației turdene. 33 de goluri pentru Florin Dan, 32 pentru Adrian Chișu. O medie mai bună pentru Florin Dan, care a evoluat în mai puține minute în Liga 4. A fost la începutul returului și accidentat. Ionuț Blaga. Continuă să vină lumea la stadion. Cocoară, Rareș Bituleanu, joacă mai în centru Bituleanu față de cum era obișnuit Cristi Paleoca. 18 ani pentru Paleoca, însă o maturitate mare în joc. Un jucător adus clar pentru Liga a 3-a. Nu concepe Turda să rateze promovarea. 27 de victorii, 3 egaluri în cele 30 de etape disputate, fără înfrângere. Ultima frângere a fost în luna mai anului trecut. Centrarea acum în careu, respinge Muscan și este gol! Iată, deschid turdenii scorul. A înscris Florin Dan. Nu este Florin Dan, ci Cristi Paleoca. O greșeală în defensiva celor de la Micit și iată, din minutul 8, Turda deja deschide scorul. O greșeală în defensiva Micidului în urma unui corner. Prima ocazie importantă la poarta lui Vlad Muscan aduce și deschiderea scorului. Marchează Cristian Paleoca pentru echipa noastră, jucătorul cu numărul 18, Cristian Paleoca. L-ați auzit și pe crainicul stadionului din Turda. O voce cunoscută la nivel regional și național. Este vorba de Costică Petruș. Probabil pentru cei mai în vârstă vi-l amintiți de la emisiunea de la Radio România Actualități, Fotbal Minut cu Minut. Cristi Paleoc, autorul golului, încearcă o minge lungă pentru Florin Dan. Talonat acolo Florin Dan de Raud Iliese. Exact ce vă spuneam, Turda are un început puternic. A marcat în 80% dintre partide în primele 15 minute. Să vedem cum rezita și fizic cei de la Mircid. Spunea antrenorul Mihai Bode că fac doar un antrenament pe săptămână. Jucătorii turdeni fac 3-4 antrenamente în funcție și de numărul meciurilor care sunt în acea perioadă. Lovitură liberă periculoasă acum. Se pregătește să execute Adrian Chișu.
un pachet de jucători la pe 16 metri. Florin Dan joacă simplu, cocoară. Nu le-a ieșit schema jucătorilor turdeni. Chișu, centrare blocată însă. Recuperează capitanul echipei, Simi Cocoară, un jucător cu multe partide la nivelul ligii a doua și a treia. A evoluat o perioadă bună de timp la Sebeș, pe vremea când echipa din județul Alba evolua în al treilea eșalon. Savu, foarte bine, stă în teren, Alexandru Savu își pune mingea pentru șut pe piciorul stâng, trage, reține însă foarte bine Vlad Muscan. Aplauze din partea spectatorilor de pe Municipalul Turdean. Se luptă acolo Florin Dan, trimite către portar însă Bogdan Ceaca și o degajare a lui Muscan. Foul făcut de Marius Ionescu și va fi lovitură liberă din zona centrului terenului pentru cei de la Unirea Mirșid. Savu coboară foarte bine și recuperează balonul, Cocoară, joacă cu Uțu. Cred că este prima dată când atinge balonul Andrei Uțu. Un portar extrem de sigur pe tot parcursul sezonului. Turdare, doi portari de valoare, atât Uțu cât și Lăcătuș au avut evoluții foarte bune. Radeș Bituleanu nu trebuie să greșească, deposedat acolo corect, decide arbitrul Coldea. Și e fault făcut de Victor Soporan. Nu este genul care să protesteze Victor Soporan. E o lovitură liberă periculoasă pentru cei de la Unirea Mircid. Rămâne doar tot lângă balon, sunt aproximativ 27-28 de metri de poarta lui Andrei Uțu. Patru oameni în zid stau exact la 16 metri. Să vedem execuția, trage tot, respinge însă foarte bine Andrei Uțu în lateral, recuperează Sabou. Centrare în careu, respinge pentru moment Florin Dan și un șut de la distanță. Să mingea iese în afara terenului și va fi depunere de la margine pentru Arieșul. Răzvan Sabou, jucătorul cu numărul 7, mijlocașul dreapta al celor de la Unirea Mircid, spunea că vor veni aici la Turda să joace fotbal. Își vor juca șansa, oricât de mic ar fi. Nu au un obiectiv clar, promovarea în Liga 3-a, ce de la Mircid. Însă e echipă înființată acum 6 ani și este al doilea an în care Mircidul câștigă campionatul Ligii a 4-a din județul Sălaj. Au câștigat și acum 2 ani fiind învinși la barajul de promovare de Viitorul Ulmeni, după ce au pierdut 1-0 la Ulmeni. Aveau șanse să revină și să promoveze în Liga 3-a. Ulmeniul a învins la Mircid cu 7-0, reușind astfel să promoveze în Liga 3-a. Au terminat cei de la Unirea pe primul loc cu 70 de puncte, 23 de victorii, un singur egal și două înfrângeri. Jibou a terminat pe locul 2 cu 69 de puncte și favorita la promovare înainte ultimei etape, Dumbrava Gâlgău Almaș pe locul 3 cu 68 de puncte, încă un atac pentru Turda. Stă în pressing Cristi Paleoca, aproape să recupereze. Încearcă din nou cei de la Mircid o minge lungă, este a doua fază consecutivă în care aruncă mingea către Ciprian Pavel, vârful împins al Unirii. Puține soluții în față pentru Unirea. Așteptăm celebrele sprinturi ale lui Adrian Chișu.
Din nou minge lungă către Ceaca, de data aceasta a talonat de Cocoară. Se izolează Ceaca, reușește centrarea, blocată însă de același Cocoară. Și faultează în cele din urmă jucătorul oaspeților. Președintele clubului, domnul Cornel Bara, declara în urmă cu o săptămână pentru Turda News că vin la Turda ca mirul la tăiere. Considera că echipa sa are șanse undeva de 10-15%. Neînțelegere acolo între Bitulianu și David. Recuperează Ionuț Blaga. Ionuț și Radu Blaga sunt fundașii centrale ai lui Mihai Bode. Fundașii înalți, însă nu știu cât de bine stau la rapiditatea jocului. Se încurcă acolo Soporan și Ionescu la marginea careului, însă rezolvă în cele din urmă același Marius Ionescu. Reușește să degajeze Andrei Uțu direct în afara terenului. Un prim moment mai tensionat la poarta lui Uțu. Blaga. Este vorba de Ionuț Blaga, cel care este și capitan. În partea stângă a zonei centrale este Radu Blaga. Atăchișul din nou... Se pune slujba echipei, face pressing de unul singur. Rareș Bitulianu joacă avansat, joacă în al doilea vârf, în spatele lui Chișu. Mă așteptam ca David să fie cel care evoluează în spatele lui Chișu. O singură indisponibilitate în echipa lui Artur Podar, este vorba de Gheorghiță Lăcătuș, jucător... care are probleme destul de grave la piciorul drept, o trombofilie. A venit la stadion, apoi din această seară se va întoarce la Spitalul Municipal Turda. Speră să revină în Liga 3, undeva peste 4 luni va putea juca din nou Lăcătuș. Acțiune acum cu Marius Ionescu pe partea dreaptă, pentru prima dată ajunge Ionescu în zona de centrare. Centrarea însă este mult prea puternică și e... posibilitate de contraatac în handball, ar fi în o fază a doua pentru cei de la Meșid. Încă o minge lungă pentru Ciprian Pavel, nu trebuie să greșească Soporan, rezolvă foarte calm faza. Bitulianu pentru Ionescu, iată unde a ajuns Rareș Bitulianu și el, unul dintre jucătorii care pot depune un efort mare. Bitulianu, Ionescu, jucător care va evolua în luna iulie la jocurile universitare europene, la Coimbra, cu echipa Universității Babeș-Bolyai. Vă spuneam, a venit în această iarnă de la Universitatea Cluj. Cristian Palioc a venit și el tot în această iarnă de la Unirea Titeni. O pasă acum pentru Florin Dan, nu a fost offside, singur Dan greșește, însă preluarea trage, însă pe lângă poartă, nu venise nimeni în ajutor. Ocazie imensă datată de Florin Dan, minutul 19. Preluare care l-a trădat pe Florin Dan, s-a dus spre exterior și a închis unghiul și nu a venit nimeni pentru o centrare. Însă încă o dată prinsă pe picior greșit defensiva celor de la Unirea Micid, minutul 19 al întâlnirii, în continuare 1-0 după golul marcat în minutul 8 de Cristian Paleoca. Și încă o minge lungă pentru același Ciprian Pavel. Bogdan Ceaca pentru Ciprian Pavel, primul la balon, talonat de Ionescu, însă a ridicat fanionul dușierul Ionuț Soporan. Un lucru interesant despre Cristian Codrea. A debutat în Liga 3 ca arbitru în urmă cu 5 ani aici la Turda, într-o partidă Areșul Turda contra celor de la Sebeș. De asemenea, a arbitrat barajul
de acum 2 ani dintre Viitorul Feleacu și Teus Cermei. Meci care s-a desfășurat pe terenul CMC din Cluj-Napoca. Au câștigat atunci cei de la Feleacu 1-0. Partida a fost trimisă în prelungiri, iar în prelungiri cei de la Teus Cermei a reușit să promoveze, partida încheiindu-se atunci 2-2. Fault făcut acum de Ionescu asupra lui Ciaca. Foarte periculos Ciprian Pavel la aceste mingi lungi. Deocamdată s-au descurcat foarte bine în jocul aerian Soporan și Cocoară. Iată, face acum semn Ciprian Pavel că vreau minge pe jos. Se preferă încă o dată minge lungă. Nu trebuie să greșească Uțu. Iese și reține fără probleme. Priză bună pentru Andrei Uțu în fața lui Răzvan Sabou. Adrian David și încă o minge lungă pentru Chișu. Foarte precis serviciul lui David. Chișu trage cu stângul în blocaj. Încă o ocazie mare la poarta lui Muscan. Foarte nesiguri în jocul aerian fundașii centrali Ionut și Radu Blaga. Din nou Muscan, era în offside Pavel. Și joacă simplu Victor Soporan cu Andrei Uțu, reator de atacurile din propriul careu. Chișu. Florin Dan, combinație cu Chișu, recuperează, să cede la Mircid. Foarte statici la această fază jucătorii din flacul drept al atacului Turdean. Se luptă acolo foarte bine și recuperează Adrian David. Își pune mâinile în cap pe margine Mihai Bode. Centrarea lui David în zona lui Chișu. Ies însă și reține Vlad Muscan. Să sperăm că nu este o accidentare gravă a lui Muscan. Ambii jucători au urmărit mingea. Pregătit pe margine medicul Flaviu Cucețan să intre. Iată, are nevoie de îngrijiri medicale portarul Vlad Muscan. O izbitură puternică primită de la Adrian Chișu. Vedeți în imagine și tribuna oficială a stadionului din Turda. Bineînțeles, la meci este prezent și Ioan Onacă, câștigătorul Cupei României cu Arieșul Turda din 1961. Domn profesor este, ca de obicei, prezent în tribunele stadionului municipal. Un om care ar putea povesti despre fotbal zile întregi. Se ridică Vlad Muscan și va putea continua partida. Am intrat în minutul 24. Am trecut de jumătatea primei reprize, 1-0 pentru Turda, după golul marcat de Cristi Palioca în minutul 8. Au fost alte câteva ocazii la poarta lui Muscan, fără rezultat pe tabelă. Ciprian Pavel, iată, punerea coborât vârful celor de la Mircid. Și încă o pasă lungă a lui Caroli Tot în zona lui Vlad Tohat. Rezolvă însă elegant, rezolvă simplu faza Valentin Marcu. Face exact ce trebuia să facă un fundaș în astfel de situații. Trimite balonul în afara terenului.
Radeș Bituleanu este acum cel mai avansat om al Turzii. Paleoca, Adrian Chișu. Florin Dan. Bituleanu în zonă centrală. Nu-l atacă nimeni. Face mingea pe șut, însă execuție total ratată. Nu vă lăsați păcăliți de această execuție a lui Bituleanu. Are un șut foarte bun de la distanță. A marcat câteva goluri superbe în acest sezon al Ligii a IV-a. Cocoară. Chișu deschide pe partea dreaptă pentru Florin Dan. Faultează Florin Dan. Foarte bine s-a apărat Radu Iliese. Tot. Încă o minge lungă la care iese și respinge fără probleme Andrei Uțu. Trebuie să fim atenți la aceste baloane în adâncime ale oaspeților. E nevoie de o singură greșeală pentru ca unul dintre jucătorii celor de la Micit să rămână singur cu Uțu. Greșesc când se cede la Unirea. Florin Dan deschide foarte bine pentru Radeș Bituleanu. A fost însă offside la Radeș Bituleanu. A venit puțin cam târziu pasa. A întârziat puțin pasa, iar defensiva Unirii l-a lăsat în offside pe Radeș Bituleanu. Rămâne 1-0, minutul 27. Marcu. Cristian Paleoca. Bituleanu o preluare cam largă. Intervine și câștigă Blaga. Lasă jocul destul de dur Cristi Codrea. Bogdan Ceaca. Iliese. Tot. Nu au soluții cei de la Unirea Micit în față. Trebuie să întoarcă. Avansează acum Ionuț Blaga. Minge o centrare blocată însă de Radeș Bituleanu și va fi aruncat de la margine pentru oaspeți. Bituleanu. Cocoară, joacă simplu pentru Uțu. E un duel acolo mai bărbătesc între Soporan și Ciprian Pavel. Nu a văzut centralul Cristi Codrea. Returul este programat sâmbătă viitoare la ora 17:30 la Micit. Vom face tot posibilul să transmitem în direct și acea partidă. Totul depinde însă de calitatea internetului din județul Sălaj, din comuna Micit. Să sperăm că vom putea transmite meciul. Răspunsul vom afla doar la fața locului. O acțiune de atac mai consistentă pentru cei de la Micit. Ișvan Maior. Sunt foarte bine stă în teren Cristi Paleoca și recuperează. Minute mai bune pentru oaspeți. Se apără însă bine Turteni. Maior, din nou Cristi Paleoca, jucătorul prime jumătăți de oră, Cristian Paleoca.
Din nou Ionuș Blaga. Se apără însă foarte bine Valentin Marcos și obține o lovitură liberă după un fault în atac făcut de Răzvan Sabou. Din păcate, județul Sălaj nu are nicio echipă prezentă în primele trei ligi. Nici măcar reședința județului, municipiul Zalău, nu are echipă în Liga a treia. Era pe vremuri Armătura Zalău, o echipă de tradiție pe plan regional în zona Transilvaniei. Din păcate, din ce știu, nu cred că mai există Armătura Zalău. Sezonul trecut, campionatul în județul Sălaj a fost câștigat de Dumbrava Gâlgoa Mașului. Echipă care era favorită înaintea ultimei etape. Mă opresc acum pentru această fază a oaspeților, acțiune pe partea dreaptă, însă foarte bine coboară Alexandru Savu. Valentin Marcu ajunge la balon. Pleacă David, faultat acolo. Însă Valentin Marcu și un prim cartonaș galben văzut de jucătorul cu numărul 6, Ionuș Blaga. Bate repede Tuldenii, însă era în offside Radeș Bituleanu. Încă o neatenție. Să vedem însă ce va decide arbitrul. Lasă jocul să continue. Dar trebuie să câștige la 3 goluri fără să primească pentru a avea un retur liniștit săptămâna viitoare. Ionescu se luptă acolo foarte bine, dublează Cristi Paleoca. Ce fault făcut de Bogdan Ceaca. Marius Ionescu, un jucător cu multă personalitate. Născut în Craiova, a venit la Cluj pentru a urma cursurile facultății Babeș-Bolyai. Chișu încearcă un 1-2 cu Paleoca, se oprise însă mijlocașul central al Totenilor. Degajare greșită a lui Muscan, recuperează David, primul la balon, Bituleanu greșește însă finalizarea. Radeș Bituleanu s-a și accidentat jucătorul Arieșului. Centrare în fața careului al lui Adrian David, nu a putut împinge însă balonul în poartă Bituleanu. A lovit la grezna piciorului, din câte se pare, Radeș Bituleanu are soluții, Artur Podar pe bancă. Marcelă Cătuș pentru postul de portare, Radeș Moldovan, Lucian Mărie, Ștefan Silaghi, Andrei Biriș, Adelin Ruș și George Mâlnă pe banca de rezerve a formației turdene. De partea cealaltă, Mihai Bode, Darius Colcar, Florin Sestraș, Sergiu Dalnochi și Marius Groza. Sunt pe banca de rezerve a Mirșidului. Pare accidentare destul de serioasă pentru Radeș Bituleanu. Deja au promovat în Liga a treia, fără să joace meciuri de baraj, Soda Ocnamureș din județul Alba.
care va evolua în acea serie cu echipa care va promova din această dublă, de asemenea și Gloria Bistrița, fost ACS Dumitra, și-au schimbat între timp denumirea, ce de la Dumitra, așadar o altă echipă de tradiție în Liga a treia. Nu mai poate continua Radeș Bituleanu și se va face schimbare. Să vedem cine va ieși. Intră Ștefan Silaghi. Minutul 35, intră Silaghi și iese Radeș Bituleanu. Schimbare în echipa noastră, a ieșit cu numărul 11 de pe teren Radeș Bituleanu, intră cu numărul 7 Ștefan Silaghi. Ștefan Silaghi, al treilea golgheter al echipei cu 26 de goluri. Nu muncește la fel de mult ca și Bituleanu pe teren, însă apare de fiecare dată periculos în gura porții. Ștefan Silaghi. Chișu își face mingea pentru viteză. Mai bine plasați însă jucătorii de la Micit, se luptă Chișu și obține cornerul. O ambiție și un devotament exemplare pentru Adrian Chișu. A trecut și pe la Ludu, și pe la Sântimbru, și pe la Botoșani. A revenit însă la Turda, este născut în zona Titeniului. Încă un corner la partea lui Muscan, execută Florin Dan, nu m-a surprins să trimită direct pe poartă. Centrare puternică la colțul lung, greșită. S-a văzut destul de puțin Florin Dan în această primă repriză. Ne reamintim în acea partidă de cupă contra celor de la Chimia, a reușit să scrie 5 goluri. S-a impus atunci jucătorii Arieșului cu 9-0 în fața concitadinei din oraș. Blaga. Minutul 37, în continuare 1-0. Vali Marcu, iată, vă spuneam de aceste acțiuni ale lui Vali Marcu de pe flanc. Savu rămâne la balon, Alex Savu pasează însă greșit. Se luptă acolo Florin Dan și este încă o minge în adâncime pentru Ciprian Pavel. Respinge în afara terenului Soporan. Marcel Mureșan. Se resimte și un jucător de la Unirea Mirșid. Blaga pentru Tohat. Atacat Răzvan Sabou din spate și este lovitură liberă pentru Unirea. În continuare primește îngrijiri în spatele porții lui Muscan Radeș Bituleanu. Coboară acum în pressing Turdenii. Ciprian Pavel din nou coborât până în propria jumătate, blocat de Cristi Paleoca și e posibilitate de contraatac pentru Turda. Florin Dan cere în centru, Silaghi a intrat în offside, ține prea mult însă de balon Florin Dan. Au pierdut secunde importante Turdeni, iată de posedat însă prin fault Dan Florin și lovitură liberă pentru Arieșul. A avut 2-3 secunde în care putea pasa în zona centrală, era singur Silaghi. A preferat să continue de unul singur Florin Dan. E lovitură liberă de la aproximativ 29-30 de metri. Rămâne doar David lângă balon. Trage David aproape de vincul porții lui Vlad Muscan. Execuție apreciată de publicul de aici, de pe stadionul municipal.
Nu a mai fost atâta lume la Turda, pe stadion, de la partida contra Universității Cluj, bineînțeles dacă excludem peluza Șepcile Roșii. Sunt prezenți aproximativ 20-30 de fani și din Mirșid. Alex Savu. Pasă greșită a lui Savu, recuperează Iliese. Din nou un duel verbal între Ionescu și Marcel Mureșan. Rezolvă conflictul centralul Cristian Codrea. E lovitură liberă pentru Unirea Mirșid. Pasa lui Iliese în zona lui Ceaca. Scapă balonul însă în afara terenului jucătorul oaspeților. Minutul 41. În continuare 1-0. După golul marcat de Cristi Paleoca. Să vedem ce va decide arbitrul, aruncate de la margine pentru Turda. A scăpat balonul în afara terenului Bogdan Ceaca. Savu, o minge lungă. Foarte bine, lasă Chișu pentru Adrian David, care nu e în offside. Un șut al lui David respinge în față, însă Muscan putea centra în fața porții unde era Chișu, a preferat să finalizeze de unul singur David. Multe ocazii la poarta lui Muscan. Marcu, centrarea lui Marcu și autogol al lui Radu Blaga. Greșeală imensă în defensiva Mirșidului, centrare bună a lui Valentin Marcu. Și chiar înaintea pauzei Areșul își dublează avantajul. Radu Blaga își împinge balonul în proprie poartă. Așadar, minutul 42, Areșul Turda, Unirea Mirșid, 2-0, un gol venit foarte bine pentru Turda. Un gol, dacă vreți, un autogol marcat la fel ca și ieri în Cupa Mondială, partida Maroc-Iran, Budebuz, am scris atunci în proprie parte, recuperează din nou Turda în jumătatea adversă David. Ajutat de Ștefan Silaghi. Atacat dur David, însă nu a fost fault. Marcel Mureșan. Soporan urcă foarte bine la mijlocul terenului și trimite acum o pasă lungă pentru Florin Dan. Să vedem dacă va ajunge golcheterul Tuzii. Scapă însă mingea în afara terenului și va fi repunere de la margine pentru Unirea Mirșid. Minutul 44 aici pe stadionul municipal. A dominat Turda cu autoritate această primă repriză și a creat multe ocazii. Doar două goluri înscrise în poarta lui Vlad Muscan. Să vedem cât vor rezista și fizic adversarii. Neatent Chișu. Tot Ciprian Pavel, însă nu este nimeni în față. Trebuie să aștepte Pavel și se retragă jucătorii din defensiva turdeană. Ceaca. Pressing făcut de Alexandru Savu. Trimite în afara terenului Alex Savu. Își cere scuze față de colegi. Putea să lase balonul în afara terenului.
Se apără bine Ionescu, Florin Dan pentru David, preluare cam lungă, pleacă Florin Dan, balonul se trimis în zona lui Sila Gins. Iese și deține fără probleme Vlad Muscan. Fault asupra lui Simi Cocoară, se resimte și Marcel Mureșan, cred că este jucătorul întins pe gazon. Nu este Mureșan, ci Răzvan Sabou, mijlocașul dreapt al celor de la Unirea Mirșid. Un minut de prelungire arătat de centralul Cristian Codrea. Paleoca, Soporan, trimite în spate pentru Andrei Ursu. Valimar cu o minge lungă pentru David, ajunge la balon David, nu a fost offside. Atacă în fața porții, Florin Dan se retrage pe 11 metri. Întoarce în spate pentru Silaghi la 20 de metri, Ștefan Silaghi, combinație cu Florin Dan. Greșește însă din nou golgeterul formației turdene. Recuperează foarte bine Cristi Paleoca. Un ultim atac pentru Turda în această primă repriză. Florin Dan, David, din nou pentru Florin Dan, iar fața lui Blaga. Însă protejează foarte bine jucătorul Unirii Micid și centralul Cătălin Codrea. Pune capăt prime reprize la pauză. Aleșul Turda, Unirea Micid 2-0. Revenim aici pe municipalul din Turda peste aproximativ 15 minute. Și pe contrast rănite. De ce timpul nu stă pe loc? De ce valul nu se neacă în foc? Și știi că în viața mea doar tu ai loc. Mai stai doar o clipă.
departe în povestea mea. Sunteți prima echipă din județul Cluj care a câștigat o cupă europeană în sportul de echipe, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Știu că este foarte greu să ajungi la această performanță și este foarte greu să te menții acolo. Dumneavoastră ați crezut în șansa dumneavoastră, ați muncit foarte mult pentru dumneavoastră, pentru familia noastră, dar în principal ați muncit pentru această comunitate și pentru Clujul nostru drag, pe care oriunde jucați, îl duceți cu dumneavoastră în suflet. Autoritățile publice județene, Consiliul Județean și echipa de la Consiliul Județean s-a gândit că în gest simbolic este foarte important să nu uităm aceste performanțe și să închidem astăzi un capitol în ceea ce înseamnă susținerea dumneavoastră și să intrăm într-un alt capitol, la o altă performanță și, de ce nu, la o altă susținere din partea Consiliului Județean. Vă putem asigura că în anii care vin vom avea atenție deosebită pentru performanța din Cluj și vom schimba puțin filozofia susținerii financiare, în sensul că vom insista foarte mult pentru cei care au performanță, iar dumneavoastră sunteți unii dintre cei care ați avut performanță și ne mândrim cu dumneavoastră. Până acum, în ceea ce privește autoritățile județene, au susținut cât au putut clubul dumneavoastră. Ne-am fi dorit să facem mai mult, dar faptul că astăzi sunteți campioni ne face și pe noi să fim mai buni și să încercăm să fim și noi la nivelul așteptărilor dumneavoastră și să vă susținem mai mult. Și acest lucru, pasivul, îl vom face în anul care vine. Iar dumneavoastră sunt convins că veți face ceea ce știți cel mai bine, să aduceți performanța și să ne faceți mândri că suntem clujeni. Vă felicit încă o dată pe dumneavoastră, pe toți cei care, prin munca de zi cu zi și prin dorința de a fi campion, ați adus trofee și ați revestat Clujul cu cinste în aceste competiții. Îi felicit pe antrenorii noastre, pe toți cei implicați, conducătorii clubului dumneavoastră, toți cei care, într-o formă sau altă, au pus umărul pentru ca dumneavoastră să aveți condiții optime pentru a putea să vă manifestați și să faceți performanță. Vă felicit încă o dată, vă doresc succes și vă promitem că rămânem alături de dumneavoastră și pe viitor. Cuvântul din partea dumneavoastră, capitanul de echipă, președintele clubului dumneavoastră,
dorește, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos pentru această invitație. Ne onorează prezența aici și suntem convinși că în formația obținută această frumoasă și sublimă echipă a determinat acest moment. E o onoare să aducem la Cluj primul trofeu european. A fost cu atât mai frumos cât am putut împărtăși aici în sala Oradea de Mihai alături de foarte, foarte multă lume. A fost o confirmare a parcursului nostru din începând în anul 2009. Această echipă a luat ființă în forma ei profesionistă. A crescut de la an la an. A fost o finală anul trecut tot aici la Cluj. Ne-am dorit atunci să câștigăm, ne-am reușit, ne-am mobilizat și anul acesta am reușit să spargem viața pe domeniul trofeelor și a fost cupa cea mai pentru România, pentru Cluj și pentru tine. Vă mulțumim frumos și sperăm ca în viitorul apropiat performanța noastră să meargă mai departe, să depășim ceea ce am realizat până acum și să ne bucurăm de cât mai multe ori împreună la astfel de evenimente. S-a spus cam totul. Face mare plăcere că suntem aici împreună. A fost un an fructos, un an plin de satisfacții, dar în același timp trebuie să știți că a fost un an foarte greu, mai ales pentru acești băieți care au muncit foarte mult, au fost împreună tot timpul și pot să spun că n-au cedat niciodată, chiar atunci când a fost foarte, foarte greu și a fost destule momente din acestea. Sper ca pe viitor să aducem chiar și titlul național aici la Cluj și să ne bucurăm împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să fiu scurt. Promis că continuu aici în bucurie, în alt fel, în Cluj, în județ. Exact. Și vă mulțumesc pentru dată. Vă felicităm încă o dată și vă rog să ne permiteți să vă oferim din partea județului Cluj o diplomă și un trofeu simbolic care reprezintă practic titlul și de cetățean de onoare al jucătorului nostru, echipei și practic fiecărui jucător în parte. Este un trofeu pe care noi îl oferim doar cetățenilor de onoare, cei care cu mândrie ne reprezintă acest județ și permiteți-mi din suflet de numele Consiliului Județean să vi-l ofer. Succes și frumos! O diplomă, tot din partea Consiliului Județean. Felicitări din dată. Și aș încheia partea oficială cu încă o dată cu felicitările noastre în numele Consiliului Județean a tuturor și să ne vedem anul viitor la o performanță mai mare. Iar susținerea financiară mai încolo, la finele anului viitor. Succes!
are cum să te opresc. Te văd în orice om din jurul meu, parcă te visez mereu. Mai știi tu ce simt eu? Timpul nu așteaptă, mă cer cu inima. De tine mă-ntreabă, spune tu ceva. Oare cum ar fi în zori când mă voi trezi, să-mi fii cafeaua de fiecare zi, să te am pe tine? Cum ar fi să știu că ești doar al meu, să pot să adorm lângă tine mereu? Oare cum ar fi? Să te simt iar, ești mintea mea prezent și mă pierd pentru un moment. Piesa noastră cântă iar și iar și se așterne liniștea când mi-e dor de vocea ta. Timpul nu așteaptă, mă cer cu inima. De tine mă-ntreabă, spune tu ceva. Oarecum ar fi în zori când mă voi trezi, să-mi fii cafeaua de fiecare zi, să te am pe tine? Cum ar fi să știu că ești doar al meu, să pot să adorm lângă tine mereu? Oare cum ar fi? Ne pregătim de statul reprizei secunde dintre Arieșul Turda și Unirea Mircit. La pauză, 2-0, goluri marcate de Cristi Paleoca, minutul 8, și un autogol înscris de Radu Blaga, minutul 42. O prima repriză controlată în totalitate de Turda, care a mai ratat câteva ocazii importante la poarta lui Vlad Muscan. De partea cealaltă, oaspeții, fără nicio acțiune periculoasă la poarta lui Uțu, au încercat câteva lansări în adâncime, în special pentru Ciprian Pavel, fără niciun rezultat, însă pe tabelă. Trimiși la încălzire jucătorii de rezervă ai formației turdene. A început Mircidul, posesia însă aparține Turzii. Silaghi deschide foarte bine pentru David la marginea cadrului. Trage David și este 3-0 pentru Turda. Gol marcat după doar 25 de secunde de la reluarea partidei. O pasă excelentă a lui Silaghi și David înscrie cu un șut sec de la 14 metri de poarta lui Vlad Muscan. Sticlarieșul Turda, Unirea Mircid.
3-0. O pasă superbă a lui Sila Gigreșal în zona centrală a echipei din Mirșid. Și din astfel de ocazii Turda nu iartă. Se vede experiența în plus a turdenilor, chiar dacă jucătorii Unirii, vă spuneam acum 2 ani, au mai evoluat într-un meci de baraj. Jucătorii care evoluează în, care au evoluat în Liga 2 și Liga 3 pentru Turda. 3-0 și meciul este, poate fi mai liniștit acum pentru Turda. Însă, la cum i-am văzut pe Turden pe parcursul acestui întreg sezon, cu siguranță vor forța atacul să înscrie cât mai multe goluri. Ionescu schimbă partea până la Cocoară. Nu se complică, Simi Cocoară. Chișu este singur. Cearcă o pasă pentru Florin Dan, prea puternic însă. Balonul ajunge la picioarele lui Vlad Muscan. Recuperează din nou rapid formația turdeană. Florin Dan pe partea dreaptă. Primește Silaghi la marginea careului. Pasă pentru Alex Savu, are spațiu de șut, trage Savu, 4-0 pentru Turda, înscrie și Alexandru Savu. Un gol, marcă înregistrată, șut de la marginea careului pentru Alexandru Savu. Și în doar 2 minute de la startul reprizei secunde, Turda marchează de 2 ori. Sticlarieșul Turda, Unirea Mirșit, 4-0. Un scor mai aproape de realitatea din teren și se face și o schimbare la Unirea Mirșit. Intră chiar antrenorul jucător Mihai Bode. Minutul 48. Nu am văzut numărul celui care a ieșit. Posesie acum pentru cei de la Unirea. Cred că a ieșit Ceaca, jucătorul cu numărul 23. Nu, Ceaca este în teren. Mă voi lămuri pe parcursul reprizei secunde asupra jucătorului care a ieșit din echipa Unirii. 4-0, minutul 50. Ciprian Pavel intră în centru, trimite în spate pentru Ceaca. Recuperează însă foarte bine Cristi Palioca. David preia spre centru, trece de Blaga, pasează pentru Silaghi, pasă prea înceată. Se luptă acolo foarte bine și recuperează Radu Ilise. Fault făcut de Victor Soporan. Încearcă jucătorii Unirii să-l surprindă pe Uțu. Reține însă fără probleme goalkeeperul formației turdene. Centrare fără probleme pentru Uțu.
Acțiunea acum pe partea stângă pentru Adrian Chișun, care este Silaghi. Și Florin Tan pe colțul lung, ajunge balonul la Florin Tan, se oprește bine, încearcă șutul direct, avea și soluția pasei pentru Silaghi. În concentrare respinge Radu Blaga. Acțiunea acum periculoasă de atac pentru cei de la Mecid, foarte bine însă intervine Victor Soporan. A ieșit de pe teren Ișvan Maior, jucătorul care a lăsat locul lui Mihai Bode. Alex Savu pe partea stângă. Centrale pe jos, creează pericol și această centrale la firul ierbii. Recuperează repede Chișu. Trâncareu și închide unghiul Chișu, centrează puternic și aproape de încă un autogol. A respins Ionuț Blaga, capitanul formației din Mirșid. Încă un corner la poarta lui Vlad Muscan, minutul 53. Centrare respinsă însă de defensiva celor de la Mirșid. Alex Savu trece foarte bine acolo, Alex Savu centrează și este gol, scrie Marius Ionescu după o fază creată de Alexandru Savu. Și din minutul 53 Arieșul duce scorul la 5-0, înscrie și Marius Ionescu. Marca pentru echipa noastră jucătorul cu numărul 4, Marius Ionescu. Însă 50% din gol îi aparține lui Alexandru Savu. A insistat la acea fază Alex Savu, chiar dacă era într-un unghi închis. A reușit centrarea și o reluare spectaculoasă a lui Marius Ionescu la vinclu, la colțul scurt, fără speranțe pentru Vlad Muscan. Greșeală totuși, încă una în defensiva celor de la Unirea Mirșid. Arieșul Turda, Unirea 5-0 și Liga 3 e mai aproape ca niciodată pentru Arieșul. Vă reamintesc sezonul 2018-2019 va începe repede pentru Turda. În primul weekend al lunii august este programată partida de Cupa României, în care Turda va întâlni o echipă din Liga 3. Încă nu a fost efectuată tragerea la sorți. Posesia acum pentru cei de la Mirșid, Ionuț Blaga, Vlad Tohat, Ciprian Pavel. Încearcă o pasă, greșește însă Pavel, a încercat pentru Răzvan Sabou și o minge lungă acum lui Cocară pentru David. Stop perfect al lui Adrian David. Silaghi vine lansat pe partea dreaptă, Florin David primește golgeterul formației turtene. Centrare pe linia de 6 metri, este acolo Florin Dan, respinge Muscan. Chișul evită frumos pe Cadoli Tot. Se resimte însă portarul Mirșidului. Un debut de repriză secundă perfect pentru Turda, care a marcat de 3 ori. Aveți în imagine și micuța, dar inimoasa galerie de la Turda. Să vedem dacă va putea continua partida Vlad Muscan. Iată și tribuna oficială. Alături de primarul Cristian Matei se află președintele clubului de handbal, Flaviu Săsiac. Clubul de handbal din Turda a reușit o performanță incredibilă în acest an. A câștigat Cupa Challenge, primul trofeu european la nivel de echipe a județului Cluj. Un proiect handbalistic început în urmă cu ceva mai puțin de 10 ani. A culminat, iată, în ultimele două sezoane cu două medalii de bronz în Liga Națională, medalie de argint în Cupa Challenge sezonul trecut și trofeul Cupei Challenge câștigat în sala olimpică din Atena după finală cu AEK.
Revenim aici pe Municipal, continuă să primească îngrijiri medicale Vlad Muscan. Iată, este nevoie de schimbare. Fac semn jucătorii Unirii Mirșit. Pe banca de rezerve este portarul Sergiu Dalnochi. O debut de repriză secundă perfect pentru Turda. Se adună nori destul de negri la propriu asupra stadionului municipal. De altfel, pe Turda News puteți citi și faptul că ANM au emis o avertizare de furtună în zona noastră. Din fericire, stadionul municipal din Turda are și o zonă de acoperiș, o zonă unde spectatorii se pot adăposti de ploaie. Să sperăm însă că nu va veni ploaia până la sfârșitul partidei. Deocamdată doar o ploaie de goluri la poarta lui Vlad Muscan. Vă reamintesc, 5-0, goluri deschise de Paleoca. Minutul 8, un autogol al lui Radu Blaga, minutul 42, David, 46, Alex Avu, minutul 48 și Marius Ionescu, minutul 53. Sunt autorii celor 5 goluri. Se face schimbarea, minutul 58, este Vlad Muscan și intră cu numărul 33, Marius Groza. Inițial am crezut că jucătorul numărul 12, Sergiu Dalnochi, este cel care va intra. Iată însă că portarul are numărul 33, este vorba de Marius Groza. Este nevoie și de intervenția brancardierilor. O accidentare mai gravă, a doua în această partidă, după ce Radeș Bituleanu s-a accidentat în prima repriză. Se face schimbarea, minutul 58, intră Groza, iese Muscan. Reîncepe partida comice de arbitru, cu mult fair play, jucătorii Unirii. Trimit balonul înapoi turdenilor, Chișu. De unul singur, Adrian Chișu. Se izolează însă în colțul terenului. Să vedem dacă va obține cornerul. Câștigă balonul jucătorii Unirii. Caroli tot. Pasă în centru pentru Ceaca. Intervenție ratată a lui Marius Ionescu. Mihai Bode. O minge lungă pentru Răzvan Sabou. Stop bun al lui Sabou. A încercat o pasă pe poziție viitoare pentru Caroli tot, însă aștepta o minge la picior optarul Unirii Mirșit. Cocoară. Ursu joacă simplu Turda, cu pase scurte. Nu aruncă mingea la întâmplare, ies elegant din defensivă. Ionescu, Silaghi, foarte bună pasă din nou pentru Marius Ionescu, o minge în adâncime pentru Adrian David, mai bine plasat Radu Iliese, trimite în afara terenului
și va fi aruncare de la margine pentru Arieșul. Execută repede Turteni, Ionescu, centrare, respinge Vlad Tohat, recuperează însă foarte repede Turda. Chișu voluie Marcu, primește, însă scapă balonul în afara terenului și va fi doar repunere de la margine pentru Unirea Micit. În spatele porții celor de la Unirea, portarul Vlad Muscan se ridică în acest moment. Iată, nu este totuși vorba de o accidentare extrem de gravă, o lovitură primită la nivelul capului. Continuare se acordă îngrijiri medicale de către Flavio Cucezan. Paleoca, preluare prea largă. O minge în adâncime, Cocoară nu trebuie să greșească. Se duce foarte bine în exterior Simi Cocoară și aruncare de la margine pentru Arieșul. Minutul 63 aici pe stadionul municipal. În continuare Arieșul Turda, Unirea Micid 5-0 în mașatura barajului de promovare în Liga a 3-a. Returul este sâmbătă viitoare la ora 17:30 la Micid. Rămâne de văzut dacă vom putea transmite partida de asemenea în direct. Totul depinde de viteza internetului din comuna, din centrul județului Sălaj. Micidul, o comună conform recensământului din 2011 cu 2159 de locuitori, o suprafață de 53 de kilometri pătrați, cam jumătate cât Turda. O comună totuși destul de întinsă, situată chiar în centrul județului, undeva între Jibou și Salău. Centrare acum în caleul lui Iuțu, respinge foarte bine Alexandru Savu. Se resimte autorul golului 4, Alex Savu, să va putea continua partida. Și se va face schimbare la Turda, minutul 64, intră Lucian Mărie. Și iese de pe teren Florin Dan. Iese așadar de Carol Tuzzi Florin Dan. 33 de goluri marcate în acest sezon al Ligii a 4-a. Florin Dan. A intrat cu numărul 9 Lucian Mărie. Marcel Mureșan, Vlad Tohat, Ciprian Pavel, din nou coborât foarte mult Pavel, un jucător care a cochetat și cu naționala de mini-fotbal. Greșesc acum pasa cei de la Micid. Elegant, Valentin Marcu levită pe Marcel Mureșan. Continuă să avanseze Marcu, este în centru Lucian Mărie, dă drumul la pasă Marcu, nu a fost offside, Mărie preluare cam largă, trage, blochează însă foarte bine Marius Groza. Ocazie importantă ratată de Lucian Mărie, minutul 66. Acum o mingea lungă pentru Pavel, foarte bine scoate în spate pentru Răzvan Sabou. Blochează însă același Valentin Marcu. Mărie, nu a fost offside. Pleacă acum Ștefan Silaghi, talonat de Ionuț Blaga. Duel 1-1 între Silaghi și Blaga. Se întoarce Silaghi, trebuie să paseze. Greșește însă, recuperează Marcel Mureșan.
Cristi Paleoca la marginea careului, încearcă un dribling. Mărie Chișu încearcă și el din prima. Minge care ajunge la David și cu noroc balonul este scos în afara terenului de Bogdan Ceaca. Nu a fost Ceaca, jucătorul care a ieșit, acum primește numărul 23 de la Mircit. Cred că a fost Radu Iliese cel care a salvat Mircit la această fază. Pasă acum pentru Adrian David, centrare în fața porții pentru Silaghi. Gol Turda! 6-0, înscrie și Ștefan Silaghi după o fază, după o centrare a lui Lucian Mărie, minutul 67. Echipa noastră cu numărul 7, Ștefan Silaghi. Sticlarieșul Turda, Unirea Mircit, 6-0. Fază frumoasă creată de jucătorii turdeni. Centare perfectă în gura porții a lui Lucian Mărie și Ștefan Silaghi a îndeplinit o simplă formalitate. Ne apropiem de jumătatea reprizei secunde. 6 goluri marcate pentru Turda și încet, încet, începe să ploaie. Începe ploaia, încet scuze. Din păcate, spectatorii încep încetul cu încetul să părăsească stadionul municipal. Nu se mai poate întâmpla nimic, doar să mai înscrie Turda câteva goluri. O intrare puternică acolo a lui Vlad Tohat, se descurcă însă Chișu. Lasă legea avantajului Codre și o minge lungă lui Savu pentru Chișu. Iese însă și deține Marius Groza. Arată bine Turda. Să vedem ce schimbări vor fi la nivelul echipei în această vară. Vă spuneam, o perioadă scurtă între meciul retur de la Mircid și partida din Cupa României. Primul weekend al lunii august, toate partidele din Liga 3 a Arieșului, în cazul în care nu se va întâmpla vreo minune și Arieșul va trata promovarea, vor fi transmise în direct pe Turda News. De asemenea și meciurile din Cupa României. David Ciprian Pavel, talonare Soporan, rămâne la balon jucătorul Mircidului, foarte bine să se apără Paleoca. Cu noroc, balonul rămâne oaspeților. Bogdan Ceaca în spate pentru Vlad Tohat. Trece în viteză Tohat de Chișu, să foarte bine dublează Valentin Marcu. Și va fi repunere de la margine pentru Turda. Soporan. Pasă pe partea dreaptă. Este acolo Ionescu, centrale pentru Chișu la bara a doua. Ajunge la balon Chișu, trage din prima, însă blochează Vlad Tohat. Și va fi încă un corner la poarta lui Marius Groza. Centarea lui Vali Marcu, însă în zonă se afla doar Raul Iliese. Chișu încearcă preluare cu, cu călcâiul Vali Marcu. Lasă jocul să continue Cristian Codrea. Vă spuneam, un arbitru care a debutat în Liga 3 aici la Turda, într-o partidă Arieșul contra Sebeșului. Fault făcut acum de Marius Ionescu la centrul terenului. Acțiune pe partea stângă pentru cei de la Mircid. Foarte bine se descurcă jucătorul Mircidului. Intervenție însă foarte bună a lui Andrei Uțu. Și un prim șut pe poarta
Tuzzi în minutul 71. Încă un atac pentru Unirea și încă un șut de la distanță, fără probleme însă pentru poarta turdeană. Minute ceva mai bune acum pentru Unirea. În pas în adâncime iese Uțu și reține în fața lui Ciprian Pavel. Cileași pase lungi către Ciprian Pavel. Din păcate pentru Aspeți nu a putut controla niciun balon trimis în adâncime. Cocoară, nu se mai grăbesc jucătorii Tuzii. E 6-0, minutul 72. Ionescu trimite foarte bine pentru David. Nu a fost offside, centrare din prima lui David în zona lui Chișu. Recentrează din prima Chișu, greșit însă. Se descurcă defensiva Unirii. O minge lungă către același Ciprian Pavel, se complică Victor Soporan, putea să trimită simplu către Uțu. Să nu poate, nu poate controla nici Pavel și va fi repunere din brațele lui Uțu. Alex Savu, Cristian Paleoca. Din nou Savu invită la pressing jucătorii Areșului pe cei de la Unirea Mircid. Cocoară trimite din până adâncime pentru Chișu. Prima la balon în fața lui Tohat. Se apără însă bine Vlad Tohat. Forțează Chișu pe Tohat să degajeze. O face însă precis jucătorul Unirii până la Răzvan Sabou. Tot trimite pentru Mihai Bode. Din nou tot. Este pe partea dreaptă Răzvan Sabou. Preferă un pas în centru tot. Și încă o pasă în adâncime pentru viteza lui Marcel Mureșan. Din nou iese și reține Andrei Uțu. Lucian Mărie rezistă atacului lui Radu Blaga. Și încă o pasă în adâncime pentru Ștefan Silaghi. Nu a fost offside, este singur Silaghi. Abia acum vine Chișu, primește Chișu în zona centrală a careului, încearcă o boltă peste Groza. Să trimite peste poartă. Și se va face acum schimbare în echipa celor de la Unirea Mircid. Va intra pe teren Darius Colcar, jucătorul cu numărul 20. Să vedem cine va ieși. Deocamdată nu am văzut numărul jucătorului care a ieșit. A ieșit de pe teren Caroli Tot. O nouă schimbare la echipa oaspet. A ieșit din teren Tot Caroli. A intrat cu numărul 20 Darius Colceac. Încă 15 minute din această partidă. Lucian Mărie, talonat de Blaga, reușește centrarea, încearcă execuție spectaculoasă Chișu. Mingea trece însă pe lângă poarta lui Groza și va fi lovitura de la colț. Unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai Tuzii, Adrian Chișu. Încă un corner la poarta Unirii. David bate scurt până la Silaghi. Sunt 5 oameni în careul lui Groza. Din nou David la colțul careului. O centrare pe colțul lung pentru Ionescu. Prea puternic însă execuția. Mingea a fost și deviată de Mihai Bode.
Antrenorul jucător al celor de la Unirea Mircid și va fi corner de pe partea cealaltă. Traversează tot terenul Adrian David. Cinci oameni în careul lui Groza, centrare înaltă în zona lui Paleoca, resping fundașii Unirii, Savu cu șut de la distanță pe lângă poartă, de data aceasta execuția lui Alexandru Savu, minutul 77, și se va face încă o schimbare la Unirea, intră Florin Sestraș. Să vedem cine a ieșit la echipa lui Mihai Bode. Și jucătorul cu numărul 97, Vlad Tohat. Schimbare la Unirea Mircid, a ieșit cu numărul 97, Vlad Tohat. A intrat cu numărul 5, Florin Sestraș. Alex Savu, Valentin Marcu, Chișu, din nou Savu. Zonă destul de aglomerată, greșește Silaghi. Ceaca a greșit Soporan, a ieșit din zona centrală, coboară Silaghi pentru a suplini absența. Pasă pentru Ciprian Pavel, se oprește Pavel, talonat acolo de Silaghi, intervenție a lui Silaghi. Și cred că este cartonaș galben pentru Ciprian Pavel. Cartonaș galben pentru jucătorul numărul 10 de la Unirea Mircid, Ciprian Pavel. A încercat să scoată un penalti Ciprian Pavel. Nu s-a lăsat păcălit centralul Cristian Codrea. Victor Soporan. Cu o minge lungă, rezolvă fără probleme, însă Soporan. Chișu. O minge pentru viteza lui Ionescu, mai bine plasat însă Radu Iliese, și Groza trimite direct în afara terenului. Paleoca. Savu. Ștefan Silaghi. Foarte bună pasa lui Silaghi în lateral pentru Ionescu. Centrare pentru Mărie. Ajunge Mărie, însă trimite pe lângă poartă. Ocazie imensă pentru Lucian Mărie. Ceaca, Mihai Bode, Marcel Mureșan. Primește Pavel. Și e fault făcut de Victor Soporan. A început și ploaie aici pe stadionul municipal. Minutul 81, în continuare 6-0, lovitura liberă pentru Unirea Mircid. Minge înaltă, fără probleme însă pentru Andrei Uțu.
Mă recuperează repede jucătorii Unirii. Marcel Mureșan trimite în spate pentru Răzvan Sabou. Ciprian Pavel la marginea careului. Pavel încearcă o pasă în centru, s-a apărat bine însă defensiva turdeană. Mihai Bode încearcă de la distanță, antrenorul jucător al Unirii Mircid, fără probleme însă pentru poarta lui Andrei Uțu. Și se va face încă o schimbare la Turda. Minutul 82, îi intră Radeș Moldovan și iese de pe teren Alexandru Savu. Salută galeria Alexandru Savu. Gol superb marcat în minutul 48. Golul de 4-0. Paleoca se descurcă în fața lui Sestraș. Înlocuit cu numărul 6, Radeș Moldovan. Victor Soporan. Radeș Moldovan la prima atingere. Minge lungă a lui Soporan pentru Ionescu. Primul la balon, Marius Ionescu. Și va fi doar repunere din 6 metri pentru Unirea Mircid. Execută repede Marius Groza. Mihai Bode, antrenorul jucător al celor de la Unirea Mircid, un foarte cunoscut jucător de mini-fotbal. V-am spus și pe, în prima repriză, mulți jucători de la Mircid evoluează și la Diaguar Divino, o formație cunoscută de mini-fotbal din județul Sălaj. Coboară în ajutorul defensivei Silaghi. Se încurcă acolo Pavel și Sestraș. Lucian Mărie trece de Blaga. Viteză bună pentru Mărie. Trece și de Răzvan Sabou. Vine și celălalt Blaga și nu se dă nimic. Se putea da un fault în atac. Revenim cu imagini în direct de aici, de pe Municipal. Pasă pentru Valentin Marcu. Centrale în care Oli Marcu. Chișu trage. Însă din nou nu are cine să introducă mingea în poartă. Rămâne 6-0. O mică problemă tehnică. Am pierdut semnalul video, însă au revenit imaginea destul de repede. Minutul 85, 6-0 între Areșul Turda și Unirea Mircid. Returul, vă spuneam, sâmbăta viitoare, ora 17:30, pe terenul comunal din Mircid. David Chișu. Are spațiu Chișu. Pasă foarte bună pentru Ștefan Silaghi. Ajunge la balon Silaghi în colțul tareului de 6 metri. Centrează pentru Mărie. Trage Mărie în blocajul lui Blaga și reține în doi timpi Groza. Rămâne 6-0. Ceva mai mult de 5 minute, cu tot cu prelungiri din această partidă. Faul făcut de Paleoca și pede un cartonaș galben. Primește Gadben și Mihai Bode. Un gest nesportiv al antrenorului jucător de la Unirea Mircid.
Soporan. Paleoca. Radeș Moldovan. Minge în adâncime pentru David, are viteză mai bună, David ajunge în careu, centrează în fața portii pentru Silaghi, respinge însă foarte bine Marcel Mureșan. Corner pentru poarta turdeană, pentru echipa turdeană. Execută din nou David, centrare înaltă pentru Paleoca, reușește să respingă defensiva Unirii. Și fault făcut de Valentin Marcu. Lovitură liberă din propria jumătate pentru cei de la Unirea Mircid. Este din nou nevoie de intervenția lui Flaviu Cucetzan. Accidentat la gleznă jucătorul celor de la Unirea Mircid. Cred că este Darius Colciar. Aproximativ 5 minute cu tot cu prelungiri din această partidă. 6-0 între Areșul Turda și Unirea Mircid. Returul sâmbătă viitoare în județul Sălaj. Nu cred că se mai pune problema echipei promovate în Liga a 3-a. Soporan. Minge lungă, greșește Radu Blaga. Silaghi pentru Mărie. Balon însă blocat de Blaga. Chișu, contraatac, 4 contra 2 pentru Turda. Adrian Chișu la 16 metri își face balonul pe piciorul stâng, trage, blocat însă de Ionuț Blaga, capitanul celor de la Unirea. Așteaptă să intre de pe margine Ciprian Pavel, jucătorul accidentat în urmă cu un minut. Șut de la distanță, fără probleme însă pentru Uțu. A încercat poarta Mihai Bode. Soporan. Silaghi. Nu cred că vom mai prelungi partida Cristian Codre. Codrea. Radeș Moldovan a intrat în prelungiri. Încearcă o pasă pentru Ionescu, recuperează însă Radu Iliese. Răzvan Sabou. Minge lungă pentru Ciprian Pavel, acțiune bună pentru cei de la Unirea Mircid. Duel 1-1 între Pavel și Cocoară, trece în primă fază, jucătorul Unirii reușesc însă să rezolve fundașii turdeni faza. Iată, până unde au urcat fundașii centrale ai Unirii, toți jucătorii sunt în jumătatea turzii. Mureșan. Intră în careu Mureșan, continuă bine, însă e mare aglomerația de jucători. Un șut în blocaj al lui Bogdan Ceaca. Și va fi doar repunere din 6 metri. Și sunt 3 minute de prelungit la această partidă. A trecut primul dintre ele. Soporan pentru Paleoca. Radeș Moldovan nu se mai grăbesc nici jucătorii turzii.
un avantaj mai mult decât liniștitor pentru returul de la Mirșid. Soporan, nu a fost Soporan, ci Cocoară. Acum primește Victor Soporan. Ambele echipe așteaptă fluierul de final al partidei. Degajare în afara terenului a lui Andrei Ursu. O minge în adâncime acum pentru Mihai Bode. Talonat de Cocoară și închide unghiul Bode. Trebuie să se întoarcă. S-au repliat jucătorii turdeni. Încearcă o pasă cu călcuiul Bode. Respinge fără probleme Marius Ionescu și e posibilitate de contraatac pentru Turda. Adrian David cere în centru Ștefan Silaghi. Ține de balon David. Se izolează acolo în colțul terenului. Reușește centrarea acum. Însă dezamăgitoare execuția lui Adrian David. Și în acest moment centralul Cristian Codrea pune capăt partidei. Aici se termină Areșul Turda, Unirea Micid 6-0. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic în returul de săptămâna viitoare. Vă spuneam sâmbătă la ora 17:30. Turda își asigură în mare măsură o promovare mult dorită. Promovare de care s-a vorbit încă de acum 2 ani. A fost o partidă foarte bună pentru Turda. O partidă dominată de un capăt la altul de elevii antrenați de Artur Podar. Vin să salute galeria jucătorii turdenilor. Să sperăm că săptămâna viitoare vom putea transmite în direct partida de la Mirșid. Totul depinde de calitatea internetului din comuna Sălăjeană. În această seară veți putea găsi și cronica partidei alături de declarațiile principalilor actori. Noi vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit, cu care ne-ați urmărit și acum. Iată imaginile bucuriei. Galeria turdeană salutată de jucătorii turzii. Un 6-0 sec. O victorie care nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Vă reamintesc, sâmbătă viitoare, ora 17:30. Sperăm să putem transmite de la Mirșid. Noi suntem Edward Kemendi, Romina Kemendi, Gelu Florea și Florin Crișan. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și astăzi. Un weekend plăcut tuturor. La revedere!